Potrivit primarului municipiului Târgoviște, Gabriel Boriga, licitația pentru reabilitarea infrastructurii rutiere pe bulevardul Constantin Brâncoveanu nu a fost contestată, iar astfel lucrările vor fi demarate în cel mult 14 zile. Am o veste bună pentru târgoviștene, eforturile susținute ale municipalității, direcției tehnice dau rezultate. Am depășit o etapă care până acum de două ori a reprezentat un adevărat coșmar a refacerii infrastructurii în municipiul Târgoviște, după ce am asistat la zeci, poate sute de contestații și de clarificări referitoare la licitația străzii Constantin Brâncoveanu. Iată, acum am o veste bună, am depășit această etapă. Ieri a fost ultima zi în care se mai puteau depune contestații. Acum suntem în a doua etapă, cea de evaluare a ofertelor. În aproximativ 10 zile, maxim 2 săptămâni, și această etapă se va încheia și va fi desemnată firma câștigătoare, ce se va apuca, sper eu, imediat de treabă, astfel încât până la venirea vremii reci, până la venirea iernii, strada Constantin Brâncoveanu să fie asfaltată, să fie terminată, să fie la fel cum sunt și celelalte străzi și drumuri pe care primăria municipiului Târgoviște le-a făcut în ultima perioadă. Și dau doar exemplele recente, este vorba de Bulevardul Independenței și de șoseaua Grăiești. De asemenea, este posibil ca și cea mai importantă arteră a municipiului Târgoviște, Calea Domnească, să fie reabilitată până la sfârșitul anului. Practic, se va asfalta tot tronsonul de la TI și până la ieșirea spre București. Pot să vă spun că imediat după ce am văzut că această stradă, Constantin Brâncoveanu, nu a fost contestată, practic mâine o să punem pe sistemul electronic de achiziții publice și Calea Domnească, cea mai importantă arteră a municipiului Târgoviște, care va avea termen de depunere a ofertelor 24 septembrie. Dacă nu se întâmplă, dacă nu o să fie contestații sau dacă nu asistăm la altfel de probleme, pe 24 septembrie putem deschide și ofertele, putem începe deschidere și evalua ofertele și pentru Calea Domnească. Vreau să vă spun despre Calea Domnească, în afară de faptul că este cea mai importantă arteră a municipiului Târgoviște, am schimbat puțin indicatorii tehnici ai acestei străzi și am mărit suprafața care urmează să fie asfaltată, astfel încât Calea Domnească și Calea București, în una după alta, practic, va începe lucrarea de la Teiș și se va termina până la ieșirea spre București, respectiv bifurcația cu Comișaniul. Așadar, dacă lucrurile vor continua în același ritm susținut și nu vom avea parte de contestații, vă pot spune că până la venirea iernii, până la intrarea în sezonul rece, atât Constantin Brâncoveanu, cât și toată Calea Domnească pe patru benzi vor fi asfaltate și perfect practicabile.